Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă a Organizației Intenției din Călăraș. Astăzi, împreună cu Comisia Națională, domnul președinte Marcel Ciolacu, Paul Stăvescu și vicepreședintele Mihai Tudose, au fost prezenți la conferința de alegeri a Organizației Intenției din Călăraș, unde astăzi a fost ales președintele Organizației Județene pentru o perioadă de 4 ani, împreună cu Biroul Politic Județean. Mulțumim, domnule președinte Marcel Ciolacu, pentru că ne-ați solicitat în această conferință să putem să promovăm și doamnele. Astăzi, numărul vicepreședintelor s-a mărit cu două doamne. Încă componența Biroului Politic Județean va fi din 19 persoane vicepreședinți, 2 vicepreședinți, un secretar general și președintele Organizației Județene, în care am fost ales eu ca președinte. Cred că obiectivele pe care le-am promis, că în 2024 vor urma alegeri și angajamentele pe care Organizația Județeană și le-a luat față de conducerea națională, a fost că vom câștiga alegerile cu 51%, angajament pe care de acum vom fi responsabili să plecăm în teritoriu și să formăm organizațiile acolo unde nu avem primari și să consolidăm acele organizații ca acest rezultat să putem să-l obținem în 2024 la cele 4 rânduri de alegeri. Europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Cred că aceste angajamente vor duce organizația noastră să fie în primele 5 organizații la nivel național. Cred că cu cei doi vicepreședinți care au fost aleși astăzi și cu primarul municipiului Călăraș, cu Marius Dulce, să putem să guvernăm așa cum Partidul Social Democrat, Partidul Social Democrat n-a mai guvernat din 2004. A fost într-o poziție în care nu am înțeles și nu am crezut că poate să nu se organizeze, dar cu conducerea națională și cu interimatul domnului Paul Stăvescu, care și-a asumat la alegerile locale să conducă organizația 3 luni de zile, s-a întâmplat acest lucru minunat la Călăraș și Călărașul a fost situat la locale cu 4, la parlamentare pe locul 5 la nivel național. Cred că ne vom menține acest rezultat sau vom fi mai buni la alegerile din 2024. Domnule președinte, cred că promisiunile noastre... Da, cred că și eu trebuie să vă mulțumesc și pentru invitație și felicitări domnule președinte, domnule primar, domnule parlamentar. Aici este nucleul dur al organizației de la Călăraș, în afară de promisiunile politice față de conducerea partidului, nu mai important și în toate speech-urile domnilor primari, a fost faptul că oamenii sunt cei mai importanți când faci politică. Nu facem politică pentru noi, facem politică pentru oameni, fără încât fiecare dintre noi să împingem lucrurile în localitate, în oraș, în județul pe care îl reprezentăm, în țara pe care îl reprezentăm, astfel încât oamenii să trăiască mai bine. Cred că acest lucru este cel mai important. Știu că sunt investiții majore, atât în județ, la spitalul județean, asumate și către cât și la nivelul primăriei, înțeles, sunt peste 45 de milioane de euro în acest moment, în derulare. Asta înseamnă o administrație performantă, aplicată, care a depășit fricțiunile politice și o echipă determinată să facă ceea ce este mai bine pentru oamenii care au ales. Mulțumesc mult de tot! Presupun că în perioada aceasta de interimat, un an, aș vrea să impun în fața colegilor și se vede faptul că am spus și în conferință, faptul că are capacitatea de a coagula. Sunt mulți foarte buni administratori publici, dar care nu au capacitatea de a coagula. Asta face
din Vasile Iliuță să fie și un om politic. În momentul în care ai capacitatea să ai și performanța de lucrurile de asta și cu aprinți oameni de valoare, în momentul acela, e normal că intervine fiecare om își face o autoevaluare înainte de a intra în o anumită cursă și intervine acest respect față de lider și nu-ți mai depui cu candidatul. Ce sfat îi dați pe mine acestuia pentru a fi un lider bun? Un pic mai multă răbdare și lucrurile nu pot întotdeauna peste noapte să se întâmple. Și acest lucru l-am văzut, în schimb, nota cu întreaga familie care a venit și susține în continuare, pentru că de multe ori noi nu spunem, dar cei care te susțin cel mai mult și suferă cel mai mult în cauza articolului pe care îl oferim activității politice, sunt, este în primul și în primul rând familie. Spunea domnul Iliuță că organizația județeană a PSD Călăraș a putut și da alegerile cu un procent de 50% din noastră. Ce părere aveți despre ceea ce a afirmat dumneavoastră? Nu am nicio părere, eu i-am dat alte. Asta este, îți asumi și bunele și rele, când vrei să fii președinte. Și cred că se va ține de cuvânt. Sunt fel convins. Nu este, să știți că regulii politică o să faci congrese cu două zile înainte de alegeri, să crezi că ești ales pe 4 ani. Nu există. Regulile politică sunt unele foarte clare. În momentul în care ai pierdut alegerile, pleci acasă. Nu există altă. Și despre echipa cu care domnul Iliuță va merge la drumul acest mandat, ce puteți să ne spuneți? Echipa pe care și-o ales-o, organizația de la Călăraș. Domnul primar are o relație de prietenie de foarte mult timp. Unii parlamentari mă susțin în Parlament și eu cred că echipa trebuia completată cu mai multe doamne. Lucru pe care nu l-a făcut. Vă mulțumesc frumos! Domnul Sorin Fomenteni, am o întrebare pentru domnul președinte Iliuță. Domnule președinte, sunteți deja la al doilea mandat de președinte al Consiliului Județean. Aș dori să vă întreb unde vă vedeți în următorul ciclu electoral, după alegeri? După câte am stabilit astea și angajamente pe care mi le-am luat, e clar că trebuie să continui mandatul de președinte de Consiliul Județean în 2024. Ok. Alte întrebări? Mulțumim mult! Aș avea o întrebare, dacă se poate. Aș vrea să... pentru români și pentru locuitorii județului Călăraș, aș vrea să ne explicați ce se discută la nivelul coaliției de guvernare legat de aspectele generate de criza la energie. Adică să ne ieșim cumva oamenii, să înțeleagă mai bine ce se întâmplă, pentru că în spațiul public sunt foarte multe informații contradictorii legate de subiectul acesta. Cred că mesajul a fost foarte clar. Și din partea mea, și din partea colegilor de coaliție, în acest moment, avem o legislație care impune la persoanele fizice, la consumatorii casnici, 0,68, cu anumite plafoane, cum este normal. A venit o ordonanță mai detaliată, în acest moment este în vigoare, și a venit un Uniunea Europeană, acum 48 de ore, cred, care a spus ce spunea Partidul Social-Democrat prin toți membrii săi, dar mai ales prin mine, faptul că prețul de energie trebuie plafonat, reglementat și creat un fond de solidaritate. Mă bucur că am avut dreptate și lucrurile merg în direcția corectă. Vom avea energie electrică fără nicio problemă în România. Asta se întreabă cei mai mulți oameni, dacă vom fi nevoiți să plângem lumina, să închidem și eu nu sunt adeptul condițiilor de stins lumini. Fiecare își poate face economie, dacă dorește să facă economia bugetul personal, sau să se încadreze, exact să plătești 0,8, 0,68. Este un lucru voluntar, nu impus. Eu nu cred că îmi impune, eu am trăit o perioadă în care se făceau astfel de impune. Acum, cei care au propus aceste economii la vârf
Să spunem noi în Parlament, normele de aplicare. Mulțumim mult! Vă mulțumim, o seară!